de tensiune. Grigore Vieru spunea, unirea vă face doi președinți. Exact. Sărăcia din Republica Moldova și bogăția din România. Dacă se poate, deci unirea o poate face doi președinți. Președinte România, nu doi președinți, un președinte și un coordonator. Pentru că președintele României și coordonatorul guvernării din Republica Moldova. Eu l-am invocat pe domnul Plahotniuc și pe domnul Ghimpu, pentru că domnul Plahotniuc coordonează această guvernare, o controlează totalmente, iar domnul Ghimpu este un pilon în această guvernare. Deci ei au pâinea și cuțitul. Și eu cred că dumneavoastră ați punctat exact, corect. Dacă acești oameni, președintele sau inclusiv și Parlamentul, Guvernul de România și coordonatorul din Republica Moldova și-ar uni eforturile, eu cred că visul dumneavoastră este real.